te învață nimeni, tu înveți dacă vrei. Și tu alegi din cursuri ce vrei să, cu ce vrei să rămâi. Spune-mă, te-ai gândit să te faci în politic? Eu am cea mai prostă părere despre oamenii politici. De ce? Am spus că nu o să mă implic în politică pentru că și am susțin, n-am să mă implic în politică, n-am nimic de câștigat de acolo. Deci, poate tocmai de-aia am ales o formă mai artistică a politicii, publicitatea. Dacă e să conving pe cineva de ceva. Nu, că te-am văzut așa înverșunat. Numai în campania electorală mai erau așa de înverșunați stimabilii candidați. Și de aceea m-am gândit să te întreb. Nu, sunt un tânăr foarte lejer. Era o vorbă din popor, ca fânul. Dar unele lucruri se întâmplă într-un mod mai... mai dintr-o bucată. Dacă nu le faci dintr-o bucată, s-ar putea să nu iasă. Și atunci pragmatismul... Îmi pare rău să spun, l-am învățat și pragmatismul l-am învățat și de la facultatea asta. Eu am, repet, am terminat un liceu de uman, de filologie. Deci trebuia să, probabil să arăt altfel, nu? Ok, dar ne-mi pare tare rău că nu mai pot să continui dialogul cu tine, dar uite, mă uit la ceas și mă ia plânsul. Și mai am încă 2, 4, 6 colegi de-ai tăi pe care aș vrea să-i cunoască telespectatorii noștri. Succes, Dane! Okay, mulțumesc! Și o luăm de la început, pe Laura, da? Avem o a doua Laura. Laura, bună seara, tu nu te-ai prezentat, nu ai fost cunoscută prima dată. De unde ești? Din Sibiu. Din Sibiu? De ce ai ales tu facultatea aceasta? Din Sibiu tocmai. Din Sibiu, care trebuie să menționez că va deveni în 2007 capitală culturală europeană. Deci... Sibiu de zeci de sute de ani a avut o tradiție și a fost bine cunoscută în Europa ca și capitală culturală. Da. Și tu ce proiecte de viitor ai? Proiect de viitor, intenționez în primul rând viitor apropiat să fac un master, tot în domeniul în care îmi fac licența. Trebuie să menționez că fac licența în comerț electronic, domn profesor Radu Mleșniță. Și mi-a plăcut tare mult acest domeniu pentru că e ceva diferit de marketingul normal. E marketing online care e mult mai accesibil și mai ușor de accesat și de utilizat. Ok, haideți să întrebăm și pe colega ta, pe Ioana. Ioana, bună seara, bine ai venit și tu spune-ne de unde ești. Găsit. Din Târgu Mureș, sunt din eu ca Târgu și Simona. Din Târgu Mureș, ca și da. Simona și ca și, nu, Edina era din Covasna. Spune-mi, Ioana, deja mă bâlbeia, am o listă așa de lungă. Spune-mi, Ioana, tu ce site ai construit? Am construit site-ul unui restaurant, restaurantul Dorna, din Cluj-Napoca. Un restaurant care nu avea un site până acum, însă de acum are și, cum spunea Bianca, este o ocazie foarte bună pentru unele instituții, orașe, sate sau restaurante, cu ocazia cursului de mobile business, să aibă un site pe care să-l acceseze cumpărătorii sau clienții, vizitatorii în cazul saturilor sau orașele. Cum ai ales tu exact acest restaurant? De ce l-ai ales chiar pe el? Cunoșteai pe cineva acolo sau cum? Merg destul de des, la acest restaurant. Ți-a plăcut cum te-au servit? Da, mi-a plăcut foarte mult cum au servit. Mâncarea este foarte bună. Merg destul de des la acest restaurant și de asta m-am gândit că ar fi poate o oportunitate bună pentru ei să aibă un site. Ocazia cursului pe care noi îl și facem la școală. Și patronul a fost încântat de ideea ta, acceptat? Bineînțeles. Bineînțeles, vă dați seama că e o ocazie foarte bună pentru ei. Mai ales că ai făcut gratuit, cu nu? Siguranță, cu siguranță. Așa, dar totuși, da. Ceva bun, nu te-a servit. Meniu asta specific. Mai trebuie să negociem. Asta încă nu. Abia astăzi a văzut rezultatul, pentru că astăzi a fost gata site-ul, astăzi am avut examenul, așa că sper să-i placă la fel de mult. Și l-a invitat la examen sau vei merge și vei spune, are adresa și el va putea trebuie singur să-și... Trebuie să spun adresa, pentru că nu are adresa, având în vedere că astăzi am finalizat site-ul și în funcție de rezultatul site-ului, la fel de mare va fi probabil pizza pe care mi-o va oferi. Este un restaurant italian. Aha, tu n-ai probleme, văd că ești subțirii, că n-ai probleme cu silueta, poate mai mult de o mulțumesc, pizza. Mulțumesc, foarte politicoasă. Nu, mă uitam așa, cu o privire de expert. Eu mă uit de multe ori în oglindă și mi-a plâns-o. Că aș vrea să dau așa vreo 20 de kg jos, dar e teoretic, e super, dar practic e mai greu. Ca orice în viața asta, teoria ca teoria, dar practica, da, ne omoară. Și ce proiecte de viitor ai tu, Iona? Proiectele mele de viitor sunt legate de orașul București. Mă voi muta în București de la sfârșitul când voi termina facultatea, însă ce țin eu neapărat să menționez este că facultatea pe care am urmat-o mi-a oferit cadrul de a face și alte activități decât a merge la cursuri. Adică, este ce alte activități ai făcut? Sunt într-o organizație non-guvernamentală, ISEC se numește. Da. Este o facultate este care... ISEC este organizația studenților economiști. De economiști și nu numai. Mai nou avem în organizație și alți studenți decât de la științe economice sau studii europene.
Însă trebuie să spun că facultatea noastră mi-a oferit un cadru foarte flexibil de a desfășura și alte activități extracurriculare, ceea ce mie mi-a fost foarte, foarte folositor de-a lungul celor 4 ani în care am stat în Cluj, pentru că mi-a oferit ocazia să aplic ceea ce învăț teoretic la școală. Pe lângă faptul că, alături de teorie, în Facultatea de Studii Europene învățăm foarte multă practică, în sensul că avem foarte multe studii de caz la unele cursuri, avem cursul ca și Mobile Business, care sunt foarte, foarte aplicabile, o aplicabilitate pe care eu am descoperit-o abia acum, când mi-am văzut site-ul finalizat. Sunt materii care nouă ne sunt foarte utile și care cu siguranță ne vor ajuta mult după ce terminăm facultatea. Succes, Ioana! Mulțumesc foarte mult! Paula este lângă tine, da? O să luăm pe Daniel să o ia și pe Paula în cadru. Paula, să ne spui repede, repede de unde ești. Da, bună seara! Bună sunt seara. Din Fălticeni, județul Suceava. Eh, încă cineva care a trecut Carpații. De ce? De ce? În primul rând pentru că părinții mei au insistat ca centrul universitar unde mă duc să fie Clujul, ei fiind din Ardeal. Și am ales cine facultatea.